Scopul proiectului, întărirea capacității Spitalului Județean de Urgență Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19, care are o valoare de 9.744.204 lei, circa 2 milioane de euro, îl reprezintă creșterea capacității Spitalului Județean de Urgență Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Proiectul presupune, pe lângă achiziționarea de materiale și echipamente de protecție și dotarea secțiilor în care se tratează pacienți sau suspecți COVID-19 cu echipamente, dispozitive medicale. Da, ștampila avem. Aici avem sumarul, asta te interesează mai mult pe tine. Zic mare și important, astăzi semnăm un contract de 2 milioane de euro, bani pentru Spitalul Județean. Le mulțumesc colegilor mei de la Consiliul Județean, această echipă frumoasă pe care o avem. Suntem vânători de fonduri europene și iată că aducem încă 2 milioane de euro la bugetul județului Vâlcea, de data asta pentru Spitalul Județean. De altfel, noi am făcut proiecte și pentru spitale care nu sunt în coordonarea noastră, pentru Spitalul de la Horez, am făcut un proiect și a și luat banii. În total, cam cât depășește? Peste 3,5 milioane de euro atras doar pentru gestionarea crizei COVID până la momentul ăsta și mai avem în pregătire încă două proiecte tot pe acest domeniu. Da. Bani mulți. Semnăm contractul și sunt tare bucuros și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că, iată, reușim să semnăm acest contract pentru Spitalul Județean. Da, este pentru protecția împotriva COVID. Aici se ia aparatură care se va folosi nu doar pentru COVID, se ia aparatură care se va folosi la spital. Dar am profitat de ocazie și, iată, 2 milioane de euro, așa arată, pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, unde desfășurăm și acum lucrări tot pe fonduri europene, facem o clădire nouă în spatele spitalului, de asemenea reabilităm partea veche din spitalul nou și, din informațiile mele, se pare că spitalul vechi, în sfârșit, este scoasă execuția la citație, ceea ce este foarte bine. Aparatura medicală este extrem de importantă pentru că bine faci, bine găsești. Și în final să n-aibă nimeni parte de această aparatură. Asta este urarea mea de suflet către dumneavoastră. 2 milioane de euro vor merge către dotarea secțiilor din cadrul Spitalului Județean Vâlcea. Este vorba de ATI, bloc operator, secția de infecțioase și psihiatrie 2. Dotare cu echipamente specifice gestionării crizei COVID, adică aparatură de radiologie pulmonară, sisteme de poziționare și mobilizare a pacientului, microscop optic, sisteme de aspirație, truse medicale de urgență, paturi de terapie intensivă și, cel mai important, aparate de ventilație mecanică. Pe lângă dotările propriu-zise, se vor achiziționa prin proiect și materiale de protecție pentru salariații spitalului, dar și echipamente pentru igienă și dezinfecție, biocide. Și mai mult decât atât, circa 100.000 de euro reprezintă din cadrul proiectului recuperarea sumelor pe care până la acest moment spitalul le-a cheltuit pentru echipamente de protecție în cursul anului 2020 pentru gestionarea crizei COVID. Printre echipamentele medicale care vor fi achiziționate se numără aparatură radiologie pulmonară, aparate ventilație mecanică, paturi terapie intensivă, defibrilatoare, electrocardiografe, monitoare de înaltă performanță pentru terapie intensivă, microscop optic.